Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă mulțumim pentru prezența la sediul Ministerului Afacerilor Interne, pentru declarațiile de presă susținute de domnul Lucian Nicolae Bode, ministrul român al Afacerilor Interne, și de domnul Fernando Grande Marlasca Gomez, ministru de interne al Regatului Spaniei. Permiteți-mi să adresez invitația de a lua cuvântul domnului ministru Lucian Nicolae Bode. Bună ziua tuturor, domnule ministru, dragă Fernando. Buenos días a todos, estimado ministro, querido Fernando. Am deosebită plăcere să primesc astăzi vizita domnului Fernando Grande Marlasca Gomez, ministru de interne din Regatul Spaniei, un adevărat prieten al României. Tengo el especial placer de recibir hoy la visita de don Fernando Grande Marlasca Gomez, ministro del Interior del Reino de España, que es un fiel y verdadero amigo de Rumanía. Relația bilaterală dintre Regatul Spaniei și România se bazează pe un parteneriat strategic foarte puternic și mă bucur că vizita la București a omologului meu are loc în acest an, care marchează, așa cum știm, 10 ani de la stabilirea parteneriatului strategic. La relación bilateral entre el Reino de España y Rumanía se basa en una asociación estratégica muy sólida y me alegra mucho que la visita de mi homólogo a Bucarest se produzca este año en el que se cumplen 10 años desde el establecimiento de dicha asociación. Este o perioadă foarte dinamică pentru relația bilaterală dintre țările noastre. Astăzi am avut ocazia să continuăm discuțiile foarte bune pe care le-am avut atât în cadrul bilateral, cât și în contextul reuniunilor Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Estamos atravesando una época muy dinámica para la relación bilateral entre nuestros países. Hoy hemos tenido la oportunidad de continuar en las fructíferas conversaciones que ya hemos tenido tanto en el marco bilateral como en el contexto de las reuniones del Consejo de Justicia y Asuntos del Interior. Fără îndoială, țările noastre au abordări convergente și de aceea este important să consolidăm cooperarea la nivel înalt. Sin lugar a dudas, nuestros países comparten enfoques convergentes y por eso es importante fortalecer la coordinación a alto nivel. Spania are o sarcină complexă în față. În calitate de viitoare președinție a Consiliului Uniunii Europene, începând cu luna iunie. España tiene por delante una tarea compleja como futura presidencia del Consejo de la Unión a partir del mes de junio. Sunt multe dosare aflate în negocieri în prezent, unele cu un calendar extrem de ambițios, a căror finalizare necesită multă deschidere și mult efort din partea noastră a tuturor. Hay muchos expedientes que están ahora mismo en plena negociación. Algunos cuentan con un calendario extremadamente ambicioso y cuya finalización requiere mucha apertura y mucho esfuerzo de todos nosotros. Reiterăm întregul nostru sprijin pentru cele 6 luni de președinție. Reiteramos nuestro pleno apoyo a los 6 meses de la presidencia española. România are un obiectiv de importanță majoră, dobândirea calității de stat membru Schengen. România tiene un objetivo muy importante también por delante y es conseguir el estatuto de Estado miembro del espacio Schengen. Evaluările desfășurate în toamna anului trecut au reconfirmat nivelul înalt la care România aplică toate standardele Schengen. Las evaluaciones realizadas el otoño pasado han vuelto a confirmar el alto nivel al que Rumanía está ya aplicando los requisitos y las normas Schengen. România este pe deplin pregătită să adere la spațiul Schengen și așa cum știți, nu de acum, ci din 2011. Rumanía está totalmente preparada para incorporarse al espacio Schengen y esto no es desde ahora, sino desde 2011. Diversele sensibilități de ordin intern pe care un stat membru sau altul
le invocă pentru a justifica refuzul de a primi România în spațiul Schengen, nu mai pot reprezenta argumente serioase. Las distintas sensibilidades internas que algún u otro miembro u otro Estado miembro puedan invocar para justificar la negativa al acceso de Rumanía al espacio Schengen ya no pueden representar argumentos serios. Din punctul nostru de vedere, decizia de anul trecut a fost profund nedreaptă, dar România își reafirmă atitudinea constructivă, pro-europeană, extrem de importantă, mai ales în actualul context geopolitic. Desde nuestro punto de vista, la decisión del año pasado fue profundamente injusta, pero Rumanía reitera su postura proactiva, pro-europea y sobre todo en este actual contexto geoestratégico. Am mai abordat astăzi, alături de omologul meu, și perspectiva bilaterală a cooperării în domeniul afacerilor interne. Dialogul este excelent și se desfășoară la toate nivelurile. Hoy, junto a mi homólogo, he enfocado la perspectiva bilateral de la cooperación en el ámbito del interior. Contamos con un diálogo excelente a todos los niveles. Împărtășim aceeași viziune cu privire la importanța combaterii criminalității sub toate aspectele și suntem pe deplin implicați în îndeplinirea acestui deziderat. Compartimos la misma visión sobre la importancia de la lucha contra la criminalidad bajo todos sus aspectos y estamos totalmente comprometidos en cumplir este objetivo. România și Spania sunt două state care au același obiectiv comun, securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. România și Spania comparten el objetivo común que es asegurar la seguridad de las fronteras externas de la Unión Europea. Specificul cooperării româno-spaniole este legat inclusiv de cetățenii români care trăiesc în această țară. Y si hay un elemento específico de la cooperación entre Rumanía y España es justamente la comunidad rumana, los ciudadanos rumanos que residen en España. Am reiterat disponibilitatea de cooperare pentru a veni atât în sprijinul cetățenilor români care trăiesc în Spania, cât și al autorităților spaniole și al cetățenilor spanioli care au contribuit substanțial la integrarea compatrioților noștri. Hemos reiterado la plena disponibilidad de cooperación para ofrecer apoyo tanto a los ciudadanos rumanos residentes en España como a las autoridades españolas y a los ciudadanos españoles que han contribuido de forma sustancial a la plena integración de nuestros compatriotas. Comunitatea românească, foarte activă și care contribuie în mod constant la dezvoltarea economiei și a culturii spaniole, reprezintă un pilon esențial al relațiilor bilaterale și în același timp un factor important pentru consolidarea în continuare a acesteia. La comunidad rumana, una comunidad muy activa y que contribuye constantemente al desarrollo de la economía y la cultura españolas, representa un pilar esencial de la relación bilateral y al mismo tiempo un factor importante para su permanente consolidación. Și pentru că am făcut referire la conaționalii noștri care trăiesc în Spania, nivelul de așteptare ca urmare a anunțului făcut în contextul ședinței comune de guvern din noiembrie anul trecut, privind începerea negocierilor pentru un acord de recunoaștere a dublei cetățenii, este din ce în ce mai ridicat. Porque he hecho referencia a nuestros compatriotas residentes en España. Destacar también que el nivel de expectativa tras el anuncio realizado en el marco de la cumbre bilateral de gobierno celebrada el pasado mes de noviembre en España, pues este nivel es de cada vez más elevado. I-am comunicat astăzi domnului ministru Marlasca dorința de a avansa în acest dosar cât mai curând posibil și disponibilitatea Ministerului Afacerilor Interne de a sprijini în demersurile necesare, potrivit, sigur, competențelor noastre. Le he manifestado al ministro
Hoy nuestra plena disponibilidad para cooperar y avanzar en el expediente, ¿no?, de las negociaciones para un acuerdo de doble nacionalidad entre Rumanía y España, obviamente dentro de las competencias de este ministerio. En încheiere, doresc să-i mulțumesc domnului ministru pentru vizita în România și să apreciez în mod deosebit discuțiile pe care le-am avut. România și Spania au o relație specială. Pot să afirm, fără să greșesc, că aceasta a intrat într-un nou capitol. Vă mulțumesc. În concluzie, me gustaría agradecerle al ministro su visita a Rumanía, valorar de forma muy especial las conversaciones que hemos mantenido. Nuestra relación bilateral es muy especial y no me equivoco si digo que estamos abriendo un nuevo capítulo de la misma. Muchas gracias. Adresez invitația de a lua cuvântul domnului Fernando Grande Marasca Gómez, ministru de Interne al Regatului Spaniei. Buenos días a todas, a todos. Lo primero que quería decir es agradecer el cálido recibimiento tanto del ministro Lucián Nicolae Bode como de todo su equipo a mi persona y al conjunto de la delegación española. Bună ziua tuturor! Pentru început doresc să mulțumesc pentru deosebită călduroasă primire de care am avut parte, să mulțumesc domnului ministru Bode și întregii sale echipe pentru felul în care am fost primit eu și delegația ce mă însoțește. Como ha dicho el ministro Bode, tenemos una relación bilateral de confianza manifiesta. Pero eso no quiere decir que podamos incluso estar abriendo un nuevo ciclo de una cooperación aún más intensa. După cum a spus și domnul ministru, relația noastră bilaterală se bazează pe o încredere foarte solidă, dar asta nu înseamnă că nu putem deschide și noi capitole în cadrul relației bilaterale. El nivel de cooperación bilateral en la lucha contra la criminalidad organizada, principalmente trata de seres humanos y tráfico de drogas, es de una intensidad importante. Nivelul cooperării bilaterale în ceea ce privește traficul de persoane, combaterea traficului de persoane și combaterea traficului de droguri este extrem de intensă. Sí, a título de ejemplo, el año pasado, en 2022, se desarrollaron 23 operaciones conjuntas que ponen de manifiesto la profesionalidad y la alta especialización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Ca să vă dau un exemplu, anul trecut, în 2022, s-au desfășurat 23 de operațiuni comune și aceste operațiuni arată, nu-i așa, în altul grad de specializare și profesionalism al forțelor noastre de securitate. Quería agradecer en este sentido, disculpen, el trabajo desarrollado por nuestros oficiales, nuestros respectivos oficiales de enlace y nuestros agregados. Doresc să mulțumesc în mod deosebit pentru munca depusă de ofițerii noștri de legătură și de atașații noștri de interne. Así como de nuestros respectivos embajadores, que todos ellos día a día van cimentando más y mejor la relación. De asemenea, să mulțumesc ambasadorilor care, prin munca lor zilnică, cimentează din ce în ce mai mult relația bilaterală. He aprovechado esta ocasión para poner en manifiesto del ministro Bode cuáles son las prioridades en la próxima presidencia del Consejo Española. Am profitat de această ocazie, de vizita mea, pentru a-i prezenta domnului ministru Bode liniile prioritare pe care le vom aborda în cadrul președinției spaniole a Consiliului. În primer lugar, evidentemente, seguir trabajando respecto a las consecuencias de la invasión de Ucrania,
tanto en el ámbito humanitario como en el ámbito securitario. În primul rând, vom continua să lucrăm împreună pentru a aborda situația generată de invazia din Ucraina, atât pe segmentul umanitar, cât și pe cel de securitate. Y en ese sentido también una colaboración y cooperación especial con Moldavia. Și în acest sens, evident că vom avea o colaborare și o cooperare deosebite cu Republica Moldova. También, y como ha dicho el ministro, una agenda realmente intensa en relación a todos los dosieres legislativos que actualmente se encuentran en trámite. De asemenea, pe agendă se regăsesc dosarele legislative actualmente la diverse stadii de negociere. Principalmente el pacto migratorio. Și în principal mă refer la pactul migratoriu. Entiendo que es una responsabilidad y un deber del conjunto de los 27 cerrar el pacto migratorio antes de que termine la legislatura de la Unión en mayo de 2024. Înțelegem că este o răspundere și o datorie a tuturor celor 27 de state membre să încheiem acest pact înainte de finalizarea mandatului Parlamentului European în mai 2024. La migración es un desafío que ha venido para quedarse y tenemos que dotarnos del marco legislativo adecuado para poder trabajar respecto a la misma. Migrația este o provocare care nu va dispărea, așa că trebuie să ne dotăm, să avem la dispoziție un cadru legislativ potrivit pentru a-i face față. Siempre bajo los principios de responsabilidad compartida y solidaridad. Întotdeauna din perspectiva principiilor solidarității și răspunderii împărtășite. Otro de los dosieres legislativos importantes para ambos países y diría que para una gran mayoría o todos es el dosier legislativo de la lucha contra el abuso sexual de menores por internet. Un alt dosar legislativ important pentru ambele țări, dar cred că pentru toate statele de altfel, este acela referitor la lupta împotriva abuzurilor sexuale comise împotriva minorilor pe internet. Muy brevemente, también otro de nuestros principales propósitos de presidencia será la lucha contra la criminalidad organizada y en ese sentido la necesidad y entendemos de cooperar con los países latinoamericanos, así como también los países de los Balcanes. Un alt obiectiv este acela de a continua lupta împotriva crimei organizate și aici ar trebui să subliniem nevoia de a coopera mai strâns cu țările din America Latina și de a continua cooperarea cu țările din Balcanii de Vest. Y seguir aunando esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta. Lupta împotriva terorismului și a radicalizării violente necesită eforturi din partea noastră a tuturor. Ya terminando, también importante, como todos ustedes saben, ante la realidad del cambio climático y las emergencias a las que tenemos que hacer frente con mayor asiduidad, seguir ahondando en el mecanismo europeo de protección civil. Pentru a încheia, doresc să menționez și nevoia de a întări mecanismul european de protecție civilă pentru a putea face față realităților cu care ne confruntăm, derivate unele din schimbările climatice, dar și din alte urgențe naturale. Fruto de todo ello, querría tener un recuerdo, como ha hecho el ministro, para la amplia comunidad rumana que reside en España. Doresc la rândul meu, așa cum a făcut și domnul ministru Bode, să amintesc comunitatea de cetățeni români rezidenți în Spania. En ese sentido son un ejemplo de formar parte y de nuestra sociedad y de integración absoluta.
sunt un adevărat exemplu de integrare deplină. Sunt cetățeni ce fac parte din societatea noastră. Forman parte de nosotros y tienen un papel esencial en que España siga avanzando en todos los ámbitos. Ei au un rol fundamental, ei ajută ca Spania să avanseze în toate domeniile. Y no dejo para la último lo menos importante, sino yo creo que lo más importante. Dejo para lo último nuestro compromiso absoluto desde hace muchos años con Rumanía y la necesidad de que tenga ese estatuto de miembro del espacio Schengen. Și probabil că am lăsat la urmă subiectul cel mai important, și anume acela al angajamentului absolut al Spaniei, un angajament deja ce datează de destul de mulți ani, față de nevoia ca România să dobândească cât mai repede statutul de membru de plin al spațiului Schengen. Rumanía ha hecho un trabajo extraordinario y excepcional desde hace tiempo al respecto. România a depus o muncă extraordinară, excepțională în acest sens și face acest lucru de multă vreme. Los que queremos un espacio Schengen fuerte y sólido. Toți cei care ne dorim un spațiu Schengen solid și puternic. No lo podemos entender sin esa condición de Rumanía como miembro con de pleno derecho del espacio Schengen. Nu putem înțelege acest spațiu Schengen puternic și solid fără România în el, ca membru cu drepturi depline. Muchas gracias. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim, declarațiile de presă au luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.